Salut tuturor, sunt Andrei și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod din sala noastră de Block Party, bineînțeles tot pe Hive MC. Și înainte să începem, v-aș ruga pe toți să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă încă mai susțineți această serie și dacă vreți să mai apară episoade. Băi, vrazor, în acest clip vreau să discutăm puțin despre mini-vacanța, ca să-i spun așa, care va urma să vină peste o săptămână. După cum știți, mai avem o singură săptămână de școală și după urmează o săptămână de școală altfel, cică, în care, vai de capul nostru, trebuie să mergem la școală, să facem nu știu ce activități, în fine, nu se face matematică, română, fizică sau alte materii, pur și simplu mergem la școală să facem câteva activități, cum ar fi extrașcolare, și după această săptămână o să urmeze o săptămână de vacanță propriu-zisă, pentru că o să fie Paștele, și m-au întrebat foarte, foarte multe persoane dacă o să mi se schimbe programul de postare sau de live-uri în aceste două săptămâni. Ei bine, eu m-am gândit așa. Știu că am mai zis că s-ar putea spun 4 clipuri pe zi pentru că de vacanță și o să am mai mult timp liber, deși nu știu exact dacă o să pot face chestia asta pentru că până la urmă în vacanța asta o să mai vreau să și învăț. Pentru că până la urmă am un bac de dat, am un bac de luat, nu de dat. Stai un pic, una-i dat, una-i luată. Și... Na, o să trebuiască să învăț ceva mai mult și m-am gândit în felul următor. Eu zic să punem în weekend, nu în weekend, pardon, în timpul săptămânii, de luni până vineri, în vacanță să punem tot așa 3 clipuri pe zi, dar să facem, sper eu, câte un live în fiecare seară. Nu mai lung de 2 ore, un live de 2 ore, dar să fie așa în fiecare seară. Luni seară live, marți seară live, miercuri seară live, joi seară live, vineri seară live. Sau ceva de genul. Nu știu exact dacă mă pot ține de programul ăsta, pentru că na, s-ar putea să fie zi în care o să fiu și eu plecat, nu știu unde. Dar în principiu cam asta vreau să fie cam asta vreau să fie programul, da? Să încercăm să facem câte un live în fiecare seară, să ne relaxăm împreună, pentru că știu că foarte mulți vreți să fac chestia asta. Și eu zic că ne-am ajutat reciproc. Ok. Văd că au schimbat în dreapta, acum mi-am dat seama. Ăsta, what the fuck, mie nu-mi părea red. Serios, deci mie nu-mi părea red. Au schimbat în dreapta acolo scoreboard-ul, vedeți? Arată ciudat, arată diferit. Jam disabled, incredibil, pink. Ce era să mor. Ce noob, era să trec de pink cu bun. Bă, nu mai disting culorile, ești nebun? Deci nu mai disting bine culorile, nu înțeleg. What the fuck. Ok, deci, să repetăm. Să-mi spuneți și voi în comentarii, vă rog frumos, dacă sunteți de acord cu chestia asta. Luni vineri. What? Luni vineri, 3 clipuri pe zi. Dar live în fiecare seară. Sau mă rog, încerc să fac live în fiecare seară. Iar sâmbătă și duminică, 4 clipuri pe zi și, bineînțeles, live sâmbătă seară. Duminică seară nu o să fac live pentru că, na, să zic, e ziua mea de weekend, ziua mea de pauză, de vacanță sau cum vreți să-i spuneți. Bă, am câștigat! What the fuck? Am câștigat! Eram prins acolo cu vorbăraia și nici măcar mi-am dat seama că am câștigat. Am avut puțin tel delay la creier, what the fuck? No, deci eu zic că este un program destul de bun. Eu zic că este foarte ok și vă spun eu o chestie. Așa ca între noi fie vorba. Profesorii n-au voie să vă trag absențe în săptămâna școală altfel. Pot să vă avertizez de ei de câte ori vor că mamă nu vii la școală să trec absențe, îți nu știu ce. Dar gândiți-vă unde să treacă acele absențe. Adică te duci la, să zicem, luni, te duci la un, nu știu, te duci în parc să faci poze cu profa de info că îi place fotografia, spre exemplu. Noi am făcut asta în clasa nouă. Și o activitate, frate, te duci să faci poze, na, e o activitate. Dacă lipsești, unde treci absența? Că în catalog n-ai rubrica poze sau făcutul pozelor luni în săptămâna școală altfel, știi? Deci chestiile astea sunt doar de fațadă, ca să spun așa. Bine, e o metodă a profesorului de a face copiii să vină. Și foarte mulți cred și chit că unii nu cred, ei vin de plăcere. Eu vă recomand, vă duceți pentru că sunt niște chestii destul de interesante. Eu nu știu dacă o să mă mai duc. Vă dați seama, probabil o să mă duc și eu în 2 zile din alea 5, dacă se face ceva interesant, dar restul la mine chiar n-are rost să mă duc pentru că am altele mai importante de făcut, spre exemplu să învăț pentru BAC. Și, no, oricum, sunt niște activități interesante, mi se pare o idee bună a celor de la minister, pentru că practic e o săptămână mai relaxantă, în care, bă, nene, mai faci tu altceva, nu mai școală. Mai faci alte chestii care te dezvoltă, îți dezvoltă personalitatea, în primul rând, nu? Asta mi se pare cel mai important lucru. Ok. Sper să nu se audă foarte tare muzica. Grei, uite greiul aici. Bă, nu e grei. What the fuck, nu găseam greiul. Sper să nu se audă foarte tare muzica. A murit? What the fuck, ți-a murit aici? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Doamne, ce voce țugă, am făcut, ești nebun. Hai să ne băgăm aici pe doi. V-am zis, dacă se audă prea tare muzica, îmi cer scuze.
Da, n-am mai filmat de mult block party și mai știu setările pe care le făceam pentru audio-ul de pe site. Deci nu știu dacă s-o detare sau în ce. Și, na, cam asta am vrut să vorbim în acest clip. După o să înceapă măcelul pentru mine, adică eu trebuie să mă pregătesc grav. Pentru că, bă, bacul ia oricine. Din punctul meu de vedere, bacul ia oricine. Uite, am dat și simularea asta, am luat bacul fără să învăț. La bio n-am învățat nimic, nimic și am luat 5-50 și nimic n-am învățat, băneni. Și la română la fel, pentru subiectul 3 n-am învățat nimic și am luat 8,60. Adică am luat vreo 25 de puncte la subiectul 3 și eu nu învățasem nimic. Tot ce am scris acolo a fost din ceea ce am reținut în clasă, practic. Am făcut foarte mult în clasă, știi? Dar acasă n-am repetat, n-am fost papagal sau mai știu eu ce. Deci vă dați seama, bacul din punctul meu de vedere îl poate lua oricine. Dar, na, contează pentru mine să iau și o notă destul de mare. Nu vreau o notă mare, că vai, vreau 9 la bac. Nu, frate, pentru mine un 8 la bac, 7,50 la bac, e ok, pentru că până la urmă nu contează așa mult media, având în vedere că eu vreau să mă duc la o facultate fără frecvență, nu contează media. Și dacă mă întrebați de ce să mă duc la facultate fără frecvență, pentru că am alte planuri. Am alte planuri, vreau deja când... uite greu aici. Vreau când termin, după ce iau bacul, să îmi deschid propria firmă, am deja planurile făcute, am deja și, să zic așa, locurile pregătite, am totul pus la punct, dar mai trebuie să iau bacul pentru că... Nu, no, n-are rost acum să mă apuc de treabă și să mă dedic 100% în ceea ce vreau eu să fac dacă n-am baculat după mai și încurc și o să fie mult mai nașpa. Știi? Și așa la o facultate fără frecvență mi se pare foarte fain, o să am timp mai mult și de YouTube pentru că vreau să mă acces și pe YouTube-ul ăsta, ce să ne facem noi cu el. Și o să fie foarte, foarte tare, ci că Zoe the Faithful. Zoe the Faithful, băi, neban. Băi, neban. Da, bun. Hai că vreau să facem treabă bună runda asta. Da, uite, chiar arată mai fain scoreboardul ăla din dreapta, mi se pare mai interesant. Da, bun, Brown, uite aici, Brown. Și, da, ce să mai spun? Am spus că am tot ce era de spus, cred. Presupun. Vă dau așa un mic spoiler, o să facem o treabă mult mai mare cu Minecraft România Ro. Nu o să fie numai așa o simplă comunitate, o să se dezvolte foarte mult pe mai multe planuri, o să vedeți. Asta este ceea ce vreau eu, ceea ce îmi doresc, știi? Pentru asta o să fac o firmă. O să vedeți, o să fie foarte, foarte tare. O să ne dezvoltăm foarte mult, am planuri foarte mari, v-am zis. Nu cum fac alți owner de o comunitate. Bine, nu dau exemplu, nu toți. Doamne fer, nu toți, unii chiar se dedică. Dar sunt mulți owner ceva gen, am făcut comunitate, am luat bani, am plecat. Sau servere la fel, și fac servere, iau banii pe donații și pleacă, știi? Și cei care au donat, pauză. Pauză bani, știi, ceva gen. Sunt multe exemple, nu neapărat de Minecraft, sunt și alte servere. Nu vorbesc strict de serverele de Minecraft, vorbesc strict de servere în general, că unele persoane își fac server special din acest motiv. Pentru a scoate niște bani din donații și pentru, practic, după a închide serverul, am luat donații, gata, m-am făcut de o ciungă, știi, ceva gen. Știu o grămadă de astfel de persoane, mă întrebați, nu dau exemple, că n-are rost aici să faci un astfel de debate, dar chiar știu foarte multe persoane. Și v-am zis, nu numai pe partea de Minecraft, am văzut ceva conflicte pe internet, la alte servere, se certau acolo vai și amar, că nu știu ce, a închis server care avea foarte mulți jucători și a furat banii din donații și ai de capul meu. Numai chestii de genul ăsta. Știți foarte bine că la noi în comunitate niciodată nu s-a practicat chestia asta. Nu mai ajung acolo. Aveam light blue ăla aproape de mine și am pierdut pentru că n-am vrut să mă duc la light blue ăla aproape de mine. The fuck? Fuck you. Ok, just fucking fuck you. De bun, hai să ne mai băgăm la ultima arenă. Pentru că deja ne-am jucat asta. E a patra arenă, dacă nu mă înșel, ne-am jucat trei arene. Numai că în a doua arenă am murit ceva mai repede. De aceea mai jucăm una în plus. Și nu, noi ne-am fondat în octombrie 2012. Și până acum, până în 2015, n-am avut niciun astfel de caz. Și este un lucru foarte important dacă vreți să vă dezvoltați. Știu că m-au întrebat și pe Skype persoane, bă, Zandri, mi-am făcut server, dar nu vin donații, ce fac? Bă, în primul rând, donațiile vin dacă ai jucători. Dacă n-ai jucători, n-au de unde să vină donațiile, că nu donează aerul. În al doilea rând, ca să doneze jucătorii, trebuie să le placă ceea ce văd pe server. Dacă ai un server cu un spawn și atât, cine o să doneze acolo, să fim serioși? Deci trebuie să ai un server foarte bine pus la punct ca să doneze lumea. Și în al treilea rând, trebuie să fii într-o comunitate bună, cu renume, cum e Minecraft România. De ce? Pentru că una e să te duci pe un server care nici măcar DNS n-are, adică te conectezi la el cu IP-ul și să-ți ceară, dă bă și mie donații pe Skype. Și una e să donezi pe un server din minecraft-romania.ro, unde știi că nu se fără donații, pentru că, pana mea, nu existăm degeaba din 2012.
Și nu degeaba avem un astfel de renume. Și în plus de asta noi avem și un site online unde se poate vedea clar cine a donat și cine nu și ce a primit pentru că a donat. So, ia, astea sunt chestiile esențiale. Să nu vă așteptați să aveți un server, să nu fiți în nicio comunitate, să fiți într-o comunitate care, de care n-a auzit nimeni și să vină donațiile așa pe bandă rulantă. Pentru că știți cum e românul. Dacă nu e sigur de o chestie, nu o face și nu se riscă. Știi? Nu cred că se riscă nimeni să dea 10 euro, că pana mea sunt 50 de lei. Să dea 50 de lei și să riște să nu primească nimic, că poate să dea 50 de lei pe play și știe sigur că primește ceva bun pe un server foarte mare, nu? Adică nu știu, asta... Oh my god, ce noob sunt. Asta e gândirea mea. Și până acum eu zic că... cam are logică. Dar bă, fraților, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Sper că vă plac astfel de episoade de Block Party. M-am gândit ca de acum încolo în această serie de Block Party să vorbim mai mult pe anumite teme și subiecte. Știi? Mi se pare mult mai interesant decât să stăm să vorbim despre joc sau mai știu eu ce. Și nu mai contează cum jucăm, contează mai mult ceea ce vorbim, zic eu, da? Deci, cam asta a fost clipul. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și ne auzim data viitoare.